bine ați revenit! Deoarece întrebarea la care trebuie să dau răspunsul azi este inspirată de așa numita ruletă rusească, vreau întâi să fac două observații. Prima, am auzit spunându-se despre cei care ar fi jucat sau ar juca ruletă rusească pentru bani sau pentru a impresiona pe cineva, că sunt oameni curajoși. Cred că cei care spun asta nu înțeleg corect noțiunea de curaj. Curajul este atunci când îți riști viața pentru a salva o altă viață sau pentru o cauză nobilă în care crezi. Dar actul de a-ți risca viața pentru bani, pentru popularitate, pentru a impresiona pe cineva, nu arată curaj, arată prostie. Acest lucru este adevărat pentru orice provocare de acest gen de pe internet. Provocările în care se propun așa zise acte de curaj, care ne pot răni, ne pot pune în scaun cu rotile sau chiar ne pot omorâ, ar trebui puse toate într-un playlist cu titlul Hai să arătăm că nu prea ne duce capul. N-am văzut nicio adevărată provocare, cum ar fi. Hai să vedem dacă poți citi în acest an 100 de cărți. Sau hai să vedem dacă în anul școlar care urmează poți să-ți mărești media cu 50 de sutimi. Și n-am văzut, pentru că astfel de provocări cer voință și curaj, nu sunt pentru oricine. A doua observație, așa cum se întâmplă de atâtea ori și cu ruleta rusească, a fost la mijloc inițial o șmecherie. Adică tamburul multor revolvere din secolul al XIX-lea se rotea foarte ușor, încât dacă el conținea un singur cartuș, se oprea aproape întotdeauna cu acel cartuș în partea de jos, pentru că acolo era mai greu. Centrul de greutate al tamburului era deplasat spre cartuș. Așa că ofițerii care doreau să impresioneze doamnele în saloanele secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX, nu riscau prea mult. Era doar o păcăleală. Dar să revenim la întrebare. Să spunem că cineva vă amenință cu un revolver care are un tambur rotativ pentru 6 gloanțe, dar în care se găsește un singur cartuș, ca la ruleta rusească. Persoana respectivă rotește tamburul și apoi trage. Dar nu se întâmplă nimic, cartușul nu era în poziția de tragere, camera cartușului nu era în dreptul percutorului, așa că ați scăpat. Din păcate, doar deocamdată, deoarece persoana cu revolverul vrea să mai tragă o dată. Dar vă lasă să alegeți să tragă încă o dată fără să rotească tamburul după prima tragere sau să rotească din nou tamburul înainte de a trage. Ce alegeți? Vedeți aici un desen cu un tambur care conține un singur cartuș. E evident că imediat după rotirea tamburului, șansa să scăpăm este de 5 din 6, adică aproximativ 83%, pentru că există 5 camere goale dintr-un total de 6. Care este șansa, dacă s-a tras odată și se trage din nou, fără a roti tamburul? Dacă s-a tras odată și nu s-a întâmplat nimic, înseamnă că a fost în poziție de tragere una dintre camerele 1, 2, 3, 4 și 5. Dacă considerăm că sensul de rotație al tamburului este cel pe care îl vedeți reprezentat printr-o săgeată și că tragerea se execută din camera de sus, cea marcată cu un cerc roșu, atunci din cele 5 camere, doar dacă a fost în poziție de tragere camera 1, avem o problemă. Asta înseamnă că din 5 posibilități, una este periculoasă. Deci șansa să scăpăm este acum de 4 din 5, adică 80%, nu cu mult mai mică decât 83%, dar mai mică. Așa că răspunsul este, dacă ținem seama de probabilități, șansele de supraviețuire cresc dacă cerem să fie rotit din nou tamburul. Dar să extindem un pic întrebarea și veți vedea că devine mai interesantă. Să ne punem aceeași întrebare pentru cazul în care tamburul conține două cartușe, unul lângă altul, așa cum vedeți în desen.
Acum, după rotirea tamburului, șansele să scăpăm sunt de 4 din 6, adică aproximativ 67%. Dar dacă nu s-a întâmplat nimic la prima tragere, înseamnă că a fost în poziție de tragere una dintre camerele 1, 2, 3 și 4. Și din aceste poziții, periculoasă este poziția 1. Deci șansele să scăpăm acum sunt de 3 din 4, ceea ce înseamnă 75%, deci mai bune decât inițial, cu 8%. Așa că în acest caz e mai bine să cerem să nu fie rotit tamburul înainte de a doua tragere. Vă las să vă gândiți la alte distribuții și la alte numere de cartușe ca să vedeți care sunt șansele în fiecare caz. Într-un singur caz, lucrurile sunt clare și fără calcule, cazul în care tamburul conține 5 cartușe. În acest caz, dacă s-a tras și nu s-a întâmplat nimic, nu e o idee bună deloc să cerem să nu fie rotit tamburul. Înainte de a vedea numele celor care au trimis răspunsul corect, vă las să vedeți și analiza mai minuțioasă a problemei pe care am primit-o de la domnul Dumitru Antonie. Îi mulțumesc din nou! V-am pus de mult o întrebare legată de cântăriri, așa că vă prezint azi încă una. Dacă vă plac astfel de probleme întrebări, sunt câteva în această serie, link-urile se găsesc în descriere. Să presupunem că avem 5 saci, să spunem cu nisip, pentru că nisipul e greu și după cum veți vedea și sacii noștri sunt grei. Sacii au fost cântăriți, dar 2 câte 2, în toate combinațiile posibile. Cei cărora vă place sportul, știți că dacă sunt 5 echipe și fiecare trebuie să joace cu toate celelalte 4, trebuie să avem 10 meciuri. Și trebuie să avem 10 pentru că prima echipă trebuie să joace cu 4, cu celelalte 4 echipe, a doua trebuie să mai joace cu 3, pentru că cu prima echipă a jucat deja, a treia cu 2, și a patra mai trebuie să joace un singur meci cu echipa a cincea. Și dacă adunăm 4 plus 3 plus 2 plus 1, obținem 10. În matematică se spune că avem 10 combinații de 5 luate câte 2. Deci și pentru sacii noștri au fost 10 cântăriri în total, 2 câte 2, în toate combinațiile posibile. Rezultatele celor 10 cântăriri aranjate în ordine crescătoare, exprimate în kilograme, sunt următoarele. 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120 și 121. Cred că bănuiți care este întrebarea. Ce greutate are fiecare sac? Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!